Boyovic. Trage Miller și marchează. Triplă pentru Miller. Prima repriză. Capac extraordinar. Reușit în primă fază, ratează Kliaevic, incredibil. Capacul lui Drew Brandon. Miller liber la 3 puncte, înscrie! 76-75, ce final de partid avem în Ștefan cel Mare. Iată capacul lui Miller. Kliaevic nu reușește să înscrie nici în faza următoare. Miller. La puțin de 3 minute, Dungerski, pasă greșită, intercepție. Tony Gugino, Guțoaia, Miller, 2 puncte și este avantaj pentru Phoenix Galați. Incredibilă revenire. Foarte frumos a încheiat faza. Șutalo în 45 de grade ratează. Prinde Miller. Două libere pentru Miller. Aruncă Tasic. Abatere de 24 de secunde. Guțoaia împinge. Excepțională fază a gălățenilor. O repunere splendidă a mingii cu o pasă lungă pentru Guțoaia care împinge mingea. O posesie decisivă pentru Dinamo. Tasic pierde mingea. Este greșeală antisportivă a lui Dungerski asupra lui Miller. 95% șanse la victorie. Da. Este greșeală antisportivă, fără discuție. Brandon Miller, Gugino din Liga Națională. Tasic marchează, dar răspunde imediat Miller cu un coș de 3. Și este timeout al lui Eugen Ilie. Doilea marcator al echipei, Tasic airball. Repune imediat Brandon, contraatac. Intervenția lui Tasic neregulamentară, coș valabil pentru Miller. Replică, vine Miller cu această aruncare de la mare distanță. Cere Șutalo, Tasic ratează, recuperează Drew Brandon. Miller, bună pasă pentru Boyovic, care închide faza. Coș de 2 puncte, recuperează Iosif Pârlog, fost jucător la Știința București. Și 2 puncte pe contraatac, Boyovic, timeout Eugen Ilie. Singurul jucător al lui Dinamo are minim 10 puncte marcate, Devon Mitchell, aruncare de 3 puncte a lui Miller. 9 puncte și Miller. Programul pentru formațiile din 13 puncte, Devon Mitchell mai mult decât întreaga echipa adversă. Brandon, stop shoot de 2 puncte. Atace până la finalul acestui sfert. Miller lângă Dungerski. Intercepție reușită de Boyovic. Contraatac finalizat. 2 puncte Philip Miller. Se aude sirena. Se termină primul act al acestei confruntări. Dinamo 28, Phoenix Galați 15.